Bun. Cum explici că unele suflete stau totuși în trupuri în care acel om duce o viață o viață nesănătoasă, alcoolic, agresiv, avar, etc. Și totuși acel suflet în acel corp o perioadă de o viață normală de om, 70-80 de ani. Păi, viața trecută el s-a sacrificat, a acumulat foarte multă energie și acum poate să și o irosească cât poate el de mult, că s-ar putea să nu o irosească ca lumea. Deci el poate să fie un desfrânat, poate să fie de tot, dar vede că se poate, că merge și nu pățește nimic, nu primește reglare, pentru că are de unde să irosească. Că pe principiul ăsta mergem și noi, să știi, că se zice așa, trebuie să te înfrânezi cât se poate de mult ca să câștigi energie vitală, ca să ai de unde să pierzi, să-ți faci plăceri. Știi? Și noi, că vine întrebarea, bine, dar eu nu fac niciun fel de plăcere, ce fel de viață este asta? Ba da, dar trebuie să dăruiești cât mai mult ca să faci energie, ca să o pui la loc pe aia pe care o pierzi. Deci mereu trebuie să sacrificiul să fie mai mare, deci a da să fie mai mult decât a lua. Și atunci supraviețuiești și trăiești. Dar la noi este invers. Noi ne facem continuu plăceri, pierdem mai mult decât punem la loc, că nu punem la loc deloc, că nu facem sacrificiu și atunci suntem mereu dincolo de linia roșie subțire și apar neplăcere. Și trăim o viață de suferință. Din cauza asta trăim. Deci, deci primești un salariu, o parte din el trebuie să o dai. Că afli pe tema salariului, pe tema banilor, vei avea suferință. Nu știu ce lucru mai îți place, trebuie mereu să cedezi din plăcerile respective. Mai faci pauză. Îți place cafea, mai faci și tu 5 zile în care nu bei cafea. Sau sigur. Deci, dai ca să te desprinzi. Când te-ai desprins, înseamnă că poți în continuare. Dacă nu, ele devin patimă. Când au devenit patimă, se transformă în neplăceri din afară, dar nu știi care. Că poate să fie orice neplăcere. Adică afacerea se zdrobește, se strică complet, pierd toți banii și nu știu de ce. Păi din cauza asta, că tu ai făcut patimă din ceva. Și vezi ce ai făcut patimă și ți le scazi și atunci se reface. Este simplu. Eu mereu dau exemplu cu bancherul cu banii. Deci era un bancher, se ducea la bancă și mereu întâlnea cerșetor în calea lui, copii care îi cerșeau. Și nu le dădea bani. Până când, după o săptămână, nedându-le bani, proprietarii băncii l-au dat afară și l-au retrogradat. Și nu înțelegea. Dar pe de altă parte, i s-au dat semnale. Angajații lui, adică subalternii lui, nu se mai înțelegeau cu el și apăruseră deficiențe. Nu vedea legătura, ci legătura are cu cerșetori. Și la un moment dat l-au dat afară, după care au pus pe altul locului. După care el s-a gândit, stai mai, ce am făcut eu rău? Păi uite că mergeam la servici și nu le dădeam la cerșetor bani. Atunci au luat bancnote de 100 de dolari, l-a schimbat în bancnote de 1 dolar și a început să dea în stânga și dreapta la cerșetor. Și făcea asta în fiecare săptămână, fără să se gândească, băi, ăștia o viață întreagă, o să-mi ceară bani, știi? Și după o săptămână, ăla care era pe primul loc a fost dat jos și l-au pus pe el înapoi. A doua zi, când a venit la serviciu, au dispărut cerșetorii. Atunci a înțeles că toți cerșetorii erau pentru el. Este exact situația pe care a avut-o domnul Simionescu cu țiganii, cu manelele. Când el nu s-a mai deranjat de manele, au dispărut manelele. Sau e situația în care, Marius, mulți oameni trăiesc 20, 30, 40, 50 de ani și ajung, este 50 ani, să zic, conștientizează că și-au făcut numai plăceri și acum vor să se reîntoarcă către divin. Și sunt, cel puțin eu am intrat foarte mult în contact cu astfel de persoane care au conștientizat și au ajuns la situația în care, ok, hai să văd ce pot să fac ca să mă duc în divin. Și iată-ne aici, în seara asta cu tine. Păi am tot spus, să nu cauți ale tale niciodată, mereu să dai. Să te oferi, să îi slujești pe cei, să îi servești. Pe exemplu, eu niciodată în viața mea n-am fost servit la masă, decât mama mea când nu mai țin minte. Deci întotdeauna și atunci m-am oferit. Făceam curățenie în casă, mă oferam, nu mă obliga nimeni. Mă duceam la cumpărături singur, nu mă obliga nimeni. La bucătărie am stat cu mama mea tot timpul și curățam tot ce trebuia să curăț. Deci am participat zi de zi la bucătărie și nu m-a obligat nimeni. Deci m-am oferit. La spălat la fel. Deci oferindu-mă eu m-am scăzut pe mine. Și scăzându-mă a venit această bucurie, această iubire divină, care o stare de încântare continuă.
Deci ești bucuros când îi faci pe ceilalți bucuroși. Eu mă bucuram de bucuria lor. Și când devine obicei, când devine fel de a fi, atunci viața ta devine miraculoasă. Și toate lucrurile se potrivesc în viață, apar oportunități fără să... Doar e nevoie să dorești ceva, să-ți reprezinți ceva în minte că ți-ar place și imediat ți se oferă. Spre exemplu, îmi doream pe timpul Ceaușescu o mașină de scris, ca să îmi scriu ideile la mașină, că cu creionul era mai... Îmi scrisesem odată 8.000 de pagini, 8.000 de pagini, dai seama. Și am zis, hai, de ce să mai scriu? Ia să bat eu la mașină. Și nu mi-ajungeau banii. Într-un moment dat mă trimit de la fabrică să cumpăr, vara era, zahăr, ceai și mai știu ce pentru secția de producție, că le făcea ceai. Și m-am dus, am cumpărat, câți bani mi-a dat, se potriva perfect cu câți bani îi returnam. N-am înțeles, în buzunar mi-a rămas niște bani. N-am înțeles explicația de unde au apărut banii aceia, dar mi-am făcut, eu nu aveam bani la mine și nu am niciodată bani. Așa. Și atunci cu banii rămas, am zis, hai să mă duc să văd dacă găsesc o mașină de scris. M-am dus pe acolo, pe la Hanul Manuc. Și Gaboroveni, sau nu știu cum se numește. Și am intrat într-un magazin unde era o masă foarte lată și erau trei rânduri de mașini de scris. Mă duc de la un cap la altul, mă întorc înapoi și la un moment dat îmi cade ochii pe una dintre mașini. Mi-a plăcut foarte mult mașina aceea și mi-am zis așa, hai să văd dacă am banii respectivi. Am băgat mâna în bani, în buzunar și aveam 32 de lei, exact cât costa mașina. Deci mi-a căzut ochii și mi-a plăcut exact mașina a câți bani aveam. Deci ceea ce era imposibil și niște bani pe care nu i-aveam, de fapt, că nu erau, nu știu de unde erau. Deci îți dă. Și cu o seară înainte, visasem în felul următor. L-am visat pe Dumnezeu pe care știu cum arată, lumea de dincolo, și îmi zice, știu foarte mult că tu îți dorești ceva. Îl vei avea, cu toate că nu știu la ce s-a folosit. Da. Și într-adevăr, era 89 și a venit Revoluția și n-a mai fost nevoie, că nu s-a mai găsit cernelurile acelea. Și deci am pierdut. Dar mi-a dat ceea ce am dorit. Deci tu niciodată nu mi-ai cerut nimic. Deci este atent la noi tot timpul. Știu că îți dorești ceva foarte mult, deci știe ce îți dorești și chiar dacă nu exprim, nu-i nevoie să exprim, știe. Îl vei avea, cu toate că nu știu la ce s-a folosit, pentru că îl vrei, îl dăruiesc. Deci el nu știe să facă ție să-ți fie mai bine, numai că omul trebuie să se retragă, să-i facă loc. Deci el trebuie să se retragă și atunci înaintează el. Dar atâta trebuie să facă. Dar a se retrage înseamnă a renunța la control. A da voie vieții omului în fața lui să fie cum vrea el. Adică să nu vrei să schimbi ceva din ceea ce îți vine din față, să accepți lucrurile așa cum sunt. Și atunci el acționează. M-a sunat odată o doamnă de la Biofocus, o să am la Biofocus pe 4 și 11, două workshop-uri, decembrie. Uh-huh. Și doamna de acolo m-a sunat și mi-a zis, introducere. O să am un examen la condus și am picat examenul ăsta de 3 ori. Ce să fac? Și am zis așa, te duci la o cafea cu Dumnezeu, faci două cafele, una o pui în fața ta și vorbești cu el și spui problemele tale, că nu știi, că încurci picioarele, că nu știi care nimic, că fără el nu poți și să te ajut. După care uiți total ce ai făcut și lași lui totul și îi spui, uite, și acum te las pe tine, te rog să mă ajuți și îți vezi de treaba ta. Și doamna a zis, și m-am apucat să fac curățenie în casă, curățenie generală. Și am intrat așa de mult în curățenia aceea, încât eu am uitat că a doua zi am examen. Însă și m-a sculat soțul, mi-am dus la examen, dar cum m-am uitat la picioarele mele, nu se mai încurcau. Că așa, și schimbam viteza cum trebuie și erau imiși și polițistul de lângă mine și am luat examenul. Și îți mulțumesc. Deci reușești când nu ai eu tău acolo băgat, voia ta. Deci când lași pe Dumnezeu să facă, deci că pierzi, că ai, că nu ai, nu este nicio problemă. Deci tu trebuie să privești situațiile de viață, că dacă se împlinesc și nu se împlinesc, nu este nicio problemă. Adică să fii indiferent de rezultat. Când te deranjează rezultatul, atunci reușești. Dar dacă te-ar deranja, atunci pierzi. Pentru că toate vin de la el din cauza asta. Și trebuie să înveți să lași pe el să lucreze. El trebuie să te retragi tu ca să înainteze el.
Da. Cam asta. Și e simplu. E simplu. E la îndemână. Da.